Inspectoratul școlar a afișat ierarhia la nivel județean a candidaților de la evaluarea națională în funcție de media de admitere. Patru elevi au reușit o performanță greu de egalat. Vor intra la liceu cu media 10. Trei dintre acestea sunt de la școala gimnazială Simion Bărnuțiu din Salău. Patru dintre candidații din Sălaj nu trebuie să-și facă probleme cu privire la admitere pentru că ei intră oriunde își doresc, grație faptului că au 10 media de admitere, medie în care se ține cont 75% de media de la evaluarea națională și 25% de media din clasele 5-8. Este vorba despre trei eleve de la școala Simion Bărnuțiu și anume gemenele Ioana și Maria Costache și Roxana Rad. Aceeași performanță a mai reușit-o și Andreea Cotoară de la școala Mihai Eminescu Zalău, care a terminat la fel ca elevele de la Simion Bărnuțiu cu medii 10, atât cei 4 ani de studiu, cât și evaluarea națională. Aproape de acest rezultat au fost și patru elevi care au media de admitere la liceu 992. Este vorba despre Denisa Todoruțiu, de la școala gimnazială Porolisum Zalău, Ioana Brișan, elevă la școala gimnazială Andrei Mureșanu, Cehu Silvaniei, Ana Ciotlăuș de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău și Ana Erhan de la Liceul cu Program Sportiv Avramian cu Zalău. Cele patru eleve au o medie de admitere de 9,92 după ce au promovat cu 10 clasele 5-8, dar au obținut la evaluarea națională media 9,90. Pe site-ul inspectoratului școlar a fost publicată ierarhia la nivel județean a candidaților în funcție de media de admitere la liceu în ordine descrescătoare. În acest mod, ei pot orientativ să vadă pe ce loc se poziționează și vor ști spre ce liceu să se îndrepte.